Deci astăzi am zis că o să lucrăm ultimul subiect de la BAC, să vedem cum se abordează, ce înseamnă eficient, ce înseamnă eficient din punct de vedere al timpului, al spațiului și cum se rezolvă și chestia cu explicatul algoritmului. Citim problema, observăm că trebuie să afișăm vârfurile locale dintr-un șir. Ce înseamnă vârf local? Înseamnă că, că nu există niciun alt element strict mai mare decât el care să-l preceadă în șir. Preceadă înseamnă în stânga. Observăm că, în exemplu, în stânga lui 7 nu mai e niciun element, deci automat e vârf local. 4 în stânga are mai mare decât 7, deci nu e vârf. 9 nu are nimic mai mare, 10 nimic. 10 are elemente care sunt egale, dar nu mai mari. Deci este ceea ce 10 este un vârf local. Și așa mai departe. Important, în momentul în care am citit enunțul, ne uităm la restricții. Putem citi cel mult 10 la 6, cel puțin 2 și cel mult 10 la 6 numere naturale. Ce înseamnă chestia asta? 10 la 6 înseamnă că cea mai basic rezolvare, adică să citim într-un vector, cade. Nu putem să citim într-un vector de 1 milion de spații, nu putem să declarăm un vector cu 1 milion de spații la BAC. Automat primim mult mai puțin punctaj. Dar observăm că numerele sunt din intervalul 0-10 la 3. Având în vedere că 10 la 3 e doar 1000, ne-am putea gândi la o soluție cu un vector de frecvență. Dar în cazul de față, dacă ne gândim puțin mai bine la problemă, nu avem nevoie de un vector de frecvență. O să vedem la următoarea problemă că o să putem folosi un vector de frecvență. Observăm că se cere să proiectăm un algoritm eficient atât din punct de vedere al timpului de executare și al spațiului. Observăm că la punctul A trebuie să descriem în limbaj natural algoritmul proiectat. La care algoritm? Că noi nu avem niciun algoritm proiectat. Abia la punctul B ne cere să scriem algoritmul. Bine, să implementăm în C++ algoritmul. Deci, cum e mai ok? Cel puțin din punctul meu de vedere și așa am fost și învățat. E să scriu pe ciornă punctul B și după aia să scriu explicația de la A, că e greu să fac explicația la cod fără să am codul în față. E mult mai logic așa, nu să am codul în față și după aia să explic ce e în codul respectiv. Și logic că și acum când o să ne apucăm să scriem, o să facem punctul B prima dată și apoi punctul A. După cum am zis, un vârf local, trebuie să vedem elementele dinainte. Nu avem nevoie de un vector, am zis că sunt prea multe numere de citit, nu trebuie să le salvăm într-un vector, o să verificăm, doar ce elemente sunt înainte. Și cum o să facem chestia asta? Avem o structură repetitivă în care citim și vedem care este maximul actual, pentru că asta înseamnă vârful local. Vârf local înseamnă să fie maxim până la poziția lui, adică 7 până la poziția lui este maxim, 9 până la poziția lui este maxim, după el automat nu mai e maxim, că e 10 care e mai mare. Deci, strict până aici, 9 este maxim. Și o să avem o valoare în care citim, verificăm dacă e mai mare decât maxim, dacă e, schimbăm maximul și automat afișăm și valoarea respectivă pe ecran. Vedem că citim din fișier, dar trebuie să afișăm pe ecran. Și asta e foarte important să aveți în vedere, mai ales la bacalaureat. Hai să începem. Nu trebuie să facem subprograme, nu avem voie, din câte știu poți face cu subprograme la bacalaureat, dar nu avem nevoie la exercițiul acesta de subprogram. Am zis că o să avem un N, care o să fie numărul de elemente pe care îl, nu? Nu avem un număr de elemente pe care îl citim, o să citim până când putem citi din fișier și o să vă arăt și metoda asta. Deci o variabilă în care o să citim și un maxim. Observăm că elementele sunt din intervalul 0, 10 la 3. Două secunde ca să aliniez corect. Observăm că elementele sunt din intervalul 0, 10 la 3. Automat, elementul minim pe care îl putem citi, cel mai mic număr posibil, este 0. Da, o să îmi setez, eu m-am obișnuit să îmi setez maximul ca cea mai mică valoare minus 1. Pentru că orice aș citi, o să-mi fie maxim. Deci am zis că maximul o să fie cel mai mic număr pe care îl citesc, minus 1. În cazul de față 0 minus 1, îl inițializez pe maxim cu minus 1. Pentru că, așa, orice aș citi, o să modifice maximul. Ok. Cum citesc din fișier? Prima dată trebuie să includ libreria fstream. Două secunde să șterg asta, că nu e relevant. Cum citesc din fișier? Includ libreria fstream. Trebuie să deschid fișierul, fstream fin. Cum chestia asta input file, vine de la input file stream, vine metoda cu care citesc.
Fin se referă la metoda cu care citesc. Aici, în loc de fin, pot pune orice altceva, F. Chiar sin, dacă șterg librăria Ustream, numai că ar fi destul de confusing pentru un profesor la BAC să vadă că citesc din fișier cu sin. Deci, ar putea să nu-și dea seama că eu am modificat și nu mai folosește citirea din consol, pentru citirea din consol. Și între parantezele astea, trebuie să pun șirul de caractere care reprezintă denumirea fișierului. Automat, BAC.txt. Așa se chema, nu? Da. Ok. Cum fac să citesc din fișier până la infinit? Pentru că eu aici n-am un număr strict de elemente pe care îl citesc. N-am un N care îmi zice, băi, ăsta e numărul de elemente pe care o să-l citesc din fișier. Nu. Eu trebuie să citesc cât timp nu mai am elemente din fișier. Există două metode. Prima metodă este while. Deci deschid o acoladă. While fin x. Fin, ca sin, returnează o valoare. 1 dacă s-a citit cu succes, adică adevărat, dacă s-a citit cu succes din fișier, și 0 altfel. Ideea e că valoarea aia de obicei e ignorată. Eu când citesc ceva, fac fin sau sin, a, să zic. Valoarea asta care este returnată de variabilă, care este returnată de instrucțiune, este de obicei ignorată. Chestia asta mi este echivalentă cu while fin x egal cu 1, adică egal cu true sau adevărat. Și cât timp citirea asta îmi returnează adevărat, eu pot citi în continuare. Cât timp nu am ajuns la finalul fișierului, eu pot citi. În momentul în care am ajuns la ultimul element din fișier, să zicem 30, o să-mi citească 30 și când iterez din nou prin while, să rulez din nou fin x, o să returneze fals. Și o să se oprească while-ul. Eu un x o să rămân cu ultima valoare citită, adică 30, nu o să se schimbe valoarea din x. Să fac și fișierul acum. Nu, mai târziu. A doua metodă, cum poate citi, este apelând funcția endOfFile, fin.endOfFile. Ce returnează acest lucru? EndOfFile returnează adevărat dacă sunt la finalul fișierului. Deci chestia asta ar trebui să-mi returneze fals. Deci cât timp not fin EOF, cât timp nu sunt la finalul fișierului. Sau fin.EOF egal cu 0. Adică fals. Ambele metode sunt la fel de corecte. Ideea e că dacă folosesc metoda asta cu not fin EOF, trebuie să pun aici fin x. Să arăt că citesc din fișier. La while fin x trebuie să pun aici chestia asta pentru că și nu mai trebuie să mai citesc pentru că deja s-a citit. Dacă a intrat în while, înseamnă că a fost citit cu succes. A fost citită cu succes valoare. Ok. Hai să trecem mai departe și să implementăm soluția. Deci am citit elementul. Verificăm cum e față de maxim. Este mai mare sau mai mic? Dacă maxim este mai mare decât x, înseamnă că am un nou vârf local. Deci trebuie să afișez x, un spațiu automat. După cum observați, afișez pe ecran cu cout și maxim o să-l schimb să fie x. Două secunde să vedem dacă mai avem ceva de făcut. Am greșit aici, trebuie să fie mai maxim, mai mic, mai mare sau egal decât x, pentru că și elementele egale se pot afișa. Deci asta am uitat să o iau în considerare. Hai să verificăm dacă punem într-un fișier bac.txt. Și rulăm ce se întâmplă. Nu afișează nimic, să văd dacă am făcut. Nu mai știu exact unde trebuia să pun. Unde trebuia să pun. Am greșit aici, doamne, instrucțiunea. X mai mare egal decât maxim. Nu știu unde trebuia să pun fișierul. Da, văd că aici l-a luat corect. Nu mai știu dacă trebuia aici sau trebuia în CMakeFiles, că nu prea lucrez cu C-Lion. De obicei lucrez în alte limbaje, nu în C++. Ok. Deci afișează corect. De la tastatură. Afișează corect pe ecran valorile citite din fișier. Ok. Asta e un warning relevant.
cum explicăm la punctul A? Am în vedere că ăsta e punctul B, să zic că eu acum am scris pe ciornă, nu am scris pe foaia de examen, pentru că poate mai în timp ce scriu explicația la A, îmi dau seama, bă, dar algoritmul ăsta nu e eficient sau puteam să-l fac diferit, poate nu e corect, poate am găsit un caz exceptat care nu funcționează. De asta vă recomand întotdeauna la PAC, scrieți pe ciornă. Sunt 3 ore la dispoziție, e mai mult decât destul să faci subiectul de bac de 3 ore. 2 ori cu siguranță îl faci, cap coadă, în 3 ore. Deci ar fi important, dacă vreți să lucrați pentru bac și să știți dacă sunteți pregătiți sau nu, într-o oră jumătate vedeți dacă vă iese tot subiectul, fără să zic că hai, n-am timp să mă verific într-o oră jumătate, perfect, dar am timp să-l fac cap coadă. Și ar fi ok în 3 ore să-l poți face de 2 ore. Să zic, în cazul excepțional, la ultima problemă sau la o problemă stai mai mult, ai timp să reiei subiectul, să te și verifici. Important, eu nu m-am verificat la bac și n-am luat 10, că am fost grăbit. Și vă zic din experiența mea să nu vă grăbiți prea mult. Ok, și hai să vedem cum explicăm la punctul A. 2 secunde. Comentariu. Ok. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența. Deci prima dată trebuie să descriem în limbajul nostru algoritmul pe care îl folosim. Ce am făcut? Am citit de la tastatură... Am citit din fișier elementele pe rând. Iar la fiecare citire în parte, am verificat dacă valoarea noastră este mai mare sau egală decât maximul actual. Te explic că am un maxim actual în care am o variabilă max. Nu știu dacă e relevant să zic că așa se cheamă variabilă, dar pot să zic că am o variabilă în care rețin maximul actual. În momentul în care modific maximul actual, se afișează și X pe ecran sau unde e nevoie, dar în cazul de față pe ecran. Deci, prima dată trebuie să zicem ce face algoritmul. Algoritmul proiectat, ia să vedem ce face, de obicei se ia din enunț chestia asta. Algoritmul proiectat citește din fișier valori și afișează pe ecran separate prin câte un spațiu toate vârfurile. Deci asta pot să o copiez de aici. Îi dau Ctrl-C și spun algoritmul. Sper că se vede. Dacă nu, o să mut mai sus. Ok. Algoritmul proiectat citește valori din fișier și afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, toate vârfurile locale al unui șir aflat în fișier. Ok, deci am terminat prima propoziție. Apoi, cum fac chestia asta? Deci, prima dată, ce face algoritmul, apoi cum face algoritmul și abia apoi explic de ce este eficient, din punct de vedere al timpului sau al spațiului. Deci, am terminat să zic ce face, acum să vedem cum face. Utilizăm o variabilă pentru a salva maximul actual citit. Pentru a salva maximul actual citit, să mă gândesc dacă există o formulare mai concretă. A salva maximul numerelor pe care le-am citit, maximul numerelor citite, maximul, le calculăm pe rând, pentru a salva maximul la fiecare pas al citirii. Deci utilizăm o variabilă pentru a salva maximul la fiecare pas al citirii. După ce am citit o nouă variabilă, hai să pun și aliniat aici, să vadă unde aliniez și unde nu. După ce am citit o nouă valoare, o comparăm cu maximul, iar dacă aceasta este mai mare sau egal, iar dacă aceasta este mai mare sau egală, o vom afișa, apoi atribuim maximului valoarea
fără virgulă aici, nu știu de ce am pus virgulă, valoarea afișată. Și am explicat. După ce am citit o nouă, am uitat, cred că ar fi ok să zic și cum citesc, că citesc până, citesc toate elementele din fișier pe rând. Fiecare pas al citirii. Vom citi fiecare element din fiecare valoare. Valoare din fișier pe rând, utilizând o structură, folosind, cam se utiliză mai sus, folosind o structură repetitivă, o structură repetitivă. Fișier pe rând până ajungem la finalul acestuia, folosind o structură repetitivă. Două secunde. Așa. Deci până acum avem, utilizăm o variabilă pentru a salva maximul la fiecare pas al citirii cu 2 de i. Vom citi fiecare valoare din fișier pe rând până ajungem la finalul acestuia, folosind o structură repetitivă. După ce am citit o nouă valoare, o comparăm cu maximul, iar dacă aceasta este mai mare sau egală, o vom afișa, apoi atribuim maximului valoarea afișată. Ok. Acum trebuie să justific de ce este mai eficient din punct de vedere, de ce este acest algoritm eficient din punct de vedere al ce-mi cere prima dată, deși nu cred că e relevant care zic, timpul de executare. Algoritmul utilizat este, aici trebuie de obicei să justificăm complexitatea algoritmului. Dacă nu știți despre complexitate, puteți să vă uitați la clipul meu în care am discutat despre ea. Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al timpului de execuție, deoarece folosim o singură structură repetitivă, iar complexitatea totală a algoritmului este liniar, O de N, unde N reprezintă, că trebuie să zic și ce N, că n-am niciun N în algoritmul, reprezintă numărul de valori din fișier. De ce este liniar? Citim din fișier, pur și simplu parcurgem fișierul și atât. Nu mai avem nimic altceva, o sortare, o interclasare, nimic. Doar citim din fișier. Deci asta a fost simplă. Și de ce este eficient din punct de vedere al spațiului utilizat? Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al timpului de execuție, deoarece folosim o singură structură repetitivă, iar complexitatea totală a algoritmului este liniară, virgulă, O de N, unde N reprezintă numărul de valori din fișier. Bine, logic că scrieți cu diacritice la bacalaureat, dar i-am pus așa că durează puțin mai mult. Hai să vedem. Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al memoriei, al spațiului, deoarece nu utilizăm tablouri. Iar complexitatea de spațiu este constantă, O de 1. Pentru că avem doar câteva variabile, două variabile, și nu pot să scriu O de 2, O de numărul de variabile, decât dacă e un tablou. Dar în cazul de față nu am așa ceva și este constantă. Deși și la tablou am zis dacă e finit numărul respectiv. Asta-s puțin nesigur. Dacă eu am frecvență de la 0 la 100, automat ocup sigur 100 de spații. Deci e tot constantă, că nu ocup mai puțin spații dacă numărul de elemente e mai mic. Nu, ocup fix 100, deci ar putea să fie și acolo tot O de 1. Dar dacă nu sunteți singur de complexitate, decât să scrieți o valoare greșită, mai bine nu scrieți complexitate. Că dacă dați o valoare greșită,
în ochii profesorului arată mai urât decât să nu-i dai nicio valoare a complexității. Deci dacă sunteți nesiguri, mai bine nu scrieți. S-ar putea să vă scadă, asta nu sunt sigur dacă scade sau nu, dar scade sigur dacă e o valoare greșită. Da, cred că am terminat tot, da. Mă rog, și după ce ați făcut AU, scrieți codul ăsta dacă l-ați mai retușat sau... Oricum, la BAC, în cazul de față avem X, că e elementul în care citim, și Max e un Max, în simplu, da. De obicei e ok să puneți denumiri mai... Dacă facem ceva mai complex cu variabilele alea, de obicei să punem și denumiri sugestive la variabile. O să fac un live separat în care o să discut despre cum să-ți comentezi codul corect în cazul în care faci lucruri mai complicate și cum să dai denumiri sugestive la variabile. De ce e important să dai denumiri sugestive la variabile? O să-mi spui de exemplu de ce ai folosit int și nu long, că e până într-o 1000. Long, acum, nu știu exact dacă... Când am dat eu bacul, sau înainte să dau eu bacul cu un an, era încă standardul vechi. Numerele până în 10.000 erau int, cei după 10.000 e long int. Long, mă rog, long simplu, scuze, nu long int. Sau long int, nu mai știu exact, sincer. Dar acum standardul nou cum e? Numerele de la minus 2 miliarde până la 2 miliarde și 147 de milioane, nu știu cât, deci minus 2 miliarde, 147 de milioane până la 2 miliarde, 147 de milioane, sunt... int. Ce e peste până în 18 miliarde, nu mai știu exact care e long long int-ul, care e limita din dreapta, dar ales mai mare decât int și automat long long int. Sincer, nu știu care e standardul exact acum la BAC, dar nu primiți o penalizare foarte mare că a spus int în loc de, în loc de long long int și nu prea se dau așa mari limitele. Pentru că în principiu problemele de la exercițiu 3 ori se rezolvă cu un vector de frecvență și ăla sigur nu e până la 2 miliarde sau mai mare de atâta, ori cu chestii cum din astea, vârfuri locale sau ceva în care să n-ai nevoie de tablouri și de obicei încapă în tablouri variabilele. Acum depinde foarte mult. Trebuie să vă întrebați profesorul și să mă anunțați și pe mine că nu mai știu exact. Adică doar atâta e diferența de bug, sigur. Dacă int sau long long int. Nu pui mai mereu long long că merge, s-au punctat ambele moduri de declarare. A, pe super, atunci revenim la standardul nou, cei până în 2 miliarde int, cei mai mult e long long. N-am văzut la BAC până acum să fie mai mult de 2 miliarde, sincer, intervalul de valori. Deci pune int că merge. Sau, mă rog, dacă vedeți ceva ce mai mare de 10 la puterea noua, sau 2 ori 10 la puterea noua, că aia înseamnă int, era ppbinfo aici, resurse, tipuri de date, aici. Asta e int. E peste 2 miliarde de long long int. Mai mare de long long int nu o să fie niciodată, nici la bug, nici la admitere. Deci puteți să stați calm. Nu pui mai bine mereu long long pentru că îți ocupă mult mai mult spațiu. Ăsta îți ocupă 8 octeți, 4 octeți, adică 4 ori 8, 32 de biți, și ăsta îți ocupă 8 octeți, adică 8 ori 8, 64 de biți. Și automat tu ocupi de 4 ori mai multă memorie. Deci dacă ai un vector de int cu 1000 de spații, ăla îți ocupă 1000 ori 4, 4000 ori, 3, ori 8, 32.000 de spații. Ăsta îți ocupă mai mult, 8 ori 64 de... sau ce? De 2 ori, scuze, nu 4 ori, scuze. Ok, hai să trecem la următorul. Ăsta e bacul din vară de anul ăsta. Nu mă uit la bacul din toamnă, sincer. Nu știu dacă l-am văzut. Dau puțin zoom. A fost cu unsigned int. Da. Dacă zice că sunt numere naturale, de obicei la subiectul 2 aici de obicei, zice A e număr natural. Dacă sunt numere naturale, automat poate fi numere cu minus. Deci poți să pui unsigned int. Unsigned înseamnă fără semn. Fără semn se referă la numerele. Am un video despre chestia asta pe YouTube, diferența dintre unsigned și unsigned și unsigned. Chestia e că unsigned merge doar pe 0 numere cu plus. Signed merge și pe numere cu minus, ai put intervalul mai mic. Aici la BAC, dacă vezi, o să discutăm despre subiectul de la un moment dat, dacă vezi număr natural cu fără grijă, poți să-l declari unsigned int. Ok. Hai să discutăm acum despre subiectul 3.
A, trebuie să facem un șir palindromic. Ce înseamnă șir palindromic? Parcurs de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, să fie la fel. Un număr palindrom înseamnă un număr care, în oricum l-ai citit, din ce parte l-ai citit, mă rog, din ce parte începe să-l citești, e la fel. Și la fel și cu șirurile, au aceleași valori. 12, 13, 16, 13, 12. Dacă îl citești la dreapta, același lucru. Ok. După cum am zis, ce facem prima dată? Ne uităm la restricții. Fișierul conține cel mult 10 la 6, adică, iarăși, avem un milion de numere. Și am zis, sigur nu o să folosim un vector să salvăm numerele astea. Din intervalul 1, 10 la 3. Deci avem un... numerele poate să fie de la 1 la 1000. Avem posibilitatea de a utiliza un vector de frecvență. Nu e obligatoriu, că n-am citit încă tot enunțul, dar l-am putea folosi. Cum era și la problema anterioară, am putea folosi un vector de frecvență, dar după cum am văzut, n-a fost nevoie. Separate prin câte un spațiu, se cere să se afișeze pe ecran dacă numerele pot fi rearanjate, să fie palindrom, afișăm da. Nu, dacă nu este palindrom. Trebuie să facem un algoritm eficient din punct de vedere al timpului. Deci nu al spațiului. Observăm, al timpului. Automat, ce ne spune chestia asta? Ne spune că soluția noastră ar trebui să aibă un tablou. Pentru că dacă n-ar fi trebuit să avem tablouri, adică vectori, ar fi fost aici și spațiu de spațiu, mă rog, memoria utilizată sau spațiu utilizat. Deci, s-ar putea să fie corectă soluția aia cu vectorul de frecvență. Gândim logic. Dacă nu era corect aia cu frecvența, nu era aia cea mai corectă, ne-ar fi spus și spațiu utilizat să fie eficient și din punct de vedere al spațiului. Fișierul conține numerele, să se afișează da, că putem să rescriem ăsta, hai să copiem să vă arăt exemplu. O să șterg chestia asta, să o rescriem oricum. Hai să scriu totul schema asta. Cum? Nu, ce face? Era prima dată, 2 era cum face chestia asta și 3, de ce este eficient? O să las schema asta și o să continui cu exemplu. Codul. Deci avem exemplul ăsta și poate să fie palindrom, că avem 100. Deci avem 100 aici, trebuie să avem 100 și în capăt. Avem 30 aici, putem să avem 30 în capăt. Mai citim o dată 30. Avem 30 ăsta de aici. 30 în capăt și 50 în mijloc. Dar zice că sunt numere pare sau, numărul total de numere este par sau impar? Se afișeze pe ecran. Ok. Prima idee. Am zis că folosim vector de frecvență. Cu ce ne-ar ajuta un vector de frecvență? Hai să ne gândim. Palindrom, am zis că numerele trebuie să apară și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga să fie același șir. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că numerele trebuie să apară de cel puțin două ori. Eu dacă am 100, trebuie să apară de două ori. Dacă am 30, trebuie să apară de două ori. Aici apare de 4 ori, dar automat e ok să apară de 4 ori, că mai pun o dată în capete. Nu trebuie să construiesc șirul, asta mare e, atenție, nu trebuie construi șirul să verific dacă e palindrom, nu. Trebuie să verific dacă șirul meu ar putea fi ordonat palindrom, asta e o diferență. Ce e foarte important, avem un număr care apare o singură dată. Ei, chestia asta corectă? Da, e corectă pentru că numărul meu total de elemente pe care le-am citit, pe care le regăsesc în șir, este impar. Dacă sunt numere impare, automat elementul din mijloc n-are cum să se repete. E elementul din mijloc, nu poți să-l pun la capăt. Elementul din mijloc rămâne singur, deci e unic. Unic. Între ghilimele unic, că puteam să am în loc de... Scuze, aici e 500. Pot să am în loc de 500-le astea, să am un 30 aici. Și foarte bine pot să pun și așa, că e corect. Deci ce trebuie să avem în vedere? Trebuie să avem în vedere că numerele trebuie să apară de un număr par ori. Adică frecvența lor trebuie să fie pară, de câte ori apar în vectorul, de câte ori apar în fișierul din care citim, trebuie să fie ok, astfel încât să pun în capete. Dar avem voie ca unul din elemente să apară de impar ori, ba că apare o dată, ba că apare de 3 ori, ba că apare de 5 ori. E ok atâta timp cât numărul meu total de elemente este impar. Hai să vedem
dacă numărul meu total de elemente este par și avem un element care apare de impar ori, este posibilă chestia asta? Hai să vedem. 100, 30, 100, 20. Am 100, 100, îl pun în capete, dar am 30, 20. Nu pot să am un număr par de elemente și mai mult și să am un singur număr care apare de impar ori. Trebuie să am mai multe numere care apar de impar ori. Minim 2 să fie în total. Că automat numărul meu total de elemente trebuie să fie par. E matematică chestia asta. Deci automat aici, ca să fie corect, trebuia ori să fie 30 aici, ori să am, să mai zic că mai am un 30 citit de la tastatură și apărea doar 20 o singură dată. Da, e palindrom. Deci așa funcționează. Trebuie să verific că toate numerele apar de par ori și nu cumva mai mult de un singur număr apare de impar ori. Pentru că dacă mai mult de un singur număr apare de impar ori, automat nu am corect, că automat șirul meu nu poate să fie palindrom. Ok, și hai să implementăm. Vedem că citim din fișier, o să las bug.txt ca să nu mai crezi al fișier, nu e relevant dacă e in.txt. Bine, ok, o logică e relevant să scrii pe foaie ce e bug in.txt, dar în cazul de față, zic. De exemplu ăsta să-l copiez în fișier. Deci să începem să implementăm. Am zis că o să folosim un tablou. De ce folosim un tablou? Că avem nevoie să numărăm de câte ori apare fiecare element. Iar câmpul nostru de elemente, intervalul nostru de elemente este mic. De la 1 la 1000. Nu este 1 milion. Dacă aș avea un vector să verific fiecare, aia e soluția ineficientă. Trebuie să scriem, din nou, la A trebuie să descriem algoritmul și la B, tocmai la B să-l implementăm. Și chestia asta mi se pare puțin ciudată, dar până la urmă cumva la A te forțează să ai o idee de algoritm și la B să-l implementezi. Deci nu cred că face nimeni prima dată A și după aia B, adică pare ciudat. Dar după cum am zis, e mai ok să te apuci de B, îl faci pe ciornă, vezi algoritmul tău dacă e corect, îl testezi. Mă rog, în minte îl testezi, că n-ai un calculator să-l testezi. Și apoi te apuci și scrii descrierea la A. E mult mai ușor să faci descrierea. Ok. Și ce avem noi nevoie? Avem nevoie de o frecvență. Pot să denumesc șirul ăsta F. O să-l declar global ca să fie plin de zerouri. Dacă declar o variabilă aici, important, automat, dacă dau seaut aici, seaut x, o să-mi afișeze 0. Că are valoarea 0. La fel și cu tablourile. Dacă declar un vector aici de 100, pe fiecare poziție o să fie 0. Pot să declar f de 100, dar am zis că o să folosim denumiri sugestive la variabile. Deci zic frecvență. Ca să fie ușor de înțeles, dar nu de 100, ci de 1001. Avem nevoie de o poziție în plus, față de ultima pe care vrem să o folosim. Și avem nevoie de o variabilă în care să citim. Un counter, să zic. Mă gândesc, putem folosi un counter? Da, un counter între ghilimele. Vreau să am o variabilă în care număr câte elemente apar de impar ori. Ce să facem? Numere impare și aici l-am declarat ca să fie 0. Puteam declara aici să pun egal cu 0, dar mi s-a părut mai ok să-l fac global. Deși la admitere nu e ok cu variabile globale, o să discutăm după de ce. În principiu, variabile globale nu sunt sigure pentru că sunt disponibile în tot codul. O să discutăm probabil în alt live despre variabile globale. Ok, citim. Cum citim? Tot așa citim până când nu mai putem. Da. Am zis deja cum fac chestia asta, Phoenix. Cum cresc frecvența? Frecvență de ce eu am nevoie? Frecvență de X. Să crească. Eu pe poziția I din frecvență o să am de câte ori a apărut I în șir. Deci pe poziția I, pentru a crește frecvența lui X, trebuie să pun pe poziția X o valoare în plus. Plus 1. Să-l cresc. Plus plus e echivalent cu plus 1. Parcurg frecvența. De unde o parcurg? Păi de unde pot să am intervalul? De la 1 până la 1000. Cum o parcurg? Am nevoie de un iterator. I egal cu 1 până la 1000. I++. Și verific.
este frecvența pară sau impară. Am zis că o să număr de câte ori apare frecvența impară. Deci modulo 2 este egal cu 1. Asta înseamnă că este impar. Numere impare, apariții impare, nu o să zic numere. Nu apariții impare. Nu mă gândesc la o denumire mai ok acum. Plus plus. Și am zis, dacă apare cumva, dacă apariți este mai mare decât 1, eu trebuie să afișez nu. If apariții mai mare decât 1, caut nu. Else, caut da. Dacă este 0 sau este 1, afișez da. Că dacă și rumește par, automat, dacă și rumea este de lungime par, automat, poate să nu apară niciun număr care să fie o singură dată. Ok. Și asta ar trebui să fie rezolvarea. Hai să vedem dacă funcționează. Da, și hai să pun aici în loc de 30-20. Deci funcționează. Acum explicăm. Ce face? Fișierul separat. Afișează pe ecran. Copiez de aici. La ultimul if nu e nevoie, eu am pus ca să arate mai ok. Cel puțin într-un ID pentru mine mi se pare mai ok, dar nu-i neapărat nevoie. Ce face? Algoritmul proiectat copieze exact de aici din enunț. Afișează pe ecran mesajul da dacă numerele din șir pot fi aranjate, astfel încât să formeze un șir palindrome și mesajul nu în caz contrar. Punct. Am răspuns la prima întrebare. Cu plăcere. Cum face? Păi, două secunde, utilizăm un salut, Reza. Utilizăm un tablou. Mulțumesc de follow, Alex. Utilizăm un tablou pentru a calcula aparițiile valorilor în fișierul în fișier. Aparițiile valorilor în fișier. În deci utilizăm un tablou pentru a calcula un tablou unidimensional. Da, uite că și asta e important. Nu știu dacă e atât de important. Dar e ok să scrii tablou unidimensional că na, cine știe ce poate vrea profesorul mai mult, poate un profesor care e mai nașpa. Dar în general nu sunt așa răi profi, mai ales la BAC. Nu e interesul lor să vă dea notă mică. Trebuie să fie cât mai mare. Utilizăm un tablou pentru a calcula aparițiile valorilor în fișier. Parcurgem tabloul și numărăm aparițiile și verificăm câte poziții au numărul de apariții impar. Poți scrie vector? Bă, da, na. Cred că e mai mult tablou. Vector în C++ înseamnă STL, că e și în vector în engleză de la pur și simplu cuvântul vector se referă la STL-ul din C++ și array sau nu array. Array oare era? Nu, că și array tot la vector se referă. Nu mai știu care era cuvântul pentru tablou. Nu scade. Dar pare mai profesional, dacă cum zic bahoi. Adică trebuie să fie cât mai formal, așa, să fie, na. Na. E un examen, până la urmă. Parcurgem și verificăm câte poziții au numărul de apariții impar. Dacă există mai mult de un număr cu valoarea apariției impară, înseamnă că nu putem rearanja elementele astfel încât să formeze un șir palindromic.
Așa. În acest caz, afișăm pe ecran. Nu. Virgulă, în caz contrar, vom afișa pe ecran. Da. De ce este eficient? Hai să vedem dacă am scris ok. Utilizăm un tablou dimensional pentru a calcula aparițiile. Parcurgem tabloul și verificăm câte poziții au numărul de apariții în par. Dacă există mai mult de un număr cu valoare apariției în par, înseamnă că nu putem rearanja astfel încât să formeze un șir palindrom. În acest caz vom afișa pe ecran. În caz contrar, vom afișa ecran. Da. Poftă, bă. De ce este eficient? Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al al timpului de execuție. Că observăm că avem nevoie numai de timpul de execuție, nu și de spațiu. Deci, dacă nu cere de spațiu, nu scriem de spațiu. Din punct de vedere al timpului de execuție, deoarece aici, deși parcurgem un număr finit de pași pentru a calcula frecvența, teoretic, while-ul meu de la citire, când construim frecvență, deci aici pentru a calcula frecvența, pentru a calcula numărul de apariții în pare, parcurgem un număr finit de pași. Deci ăsta ar avea O de 1. Complexitatea. Pentru că e constant. 1000 ăla nu se modifică. Dacă citești două elemente, tot 1000 de pași o să facă. Deci e O de 1. E constant. Doar că citirea mea de aici parcurge N elemente. N fiind numărul de elemente din șir. Deci complexitatea este O de N, pentru că parcurgem o singură dată numărul de elemente pe care l-am citit. Eu așa țin să cred. Nu sunt 100% sigur că e ODN. Dar nu e nici ODN. Deci pentru mine nu e ODN. Pentru mine e ODN. Sincer. Două secunde să văd cum e în barem chestia asta. Am găsit, da? 3, un șir palindromic. Observăm că complexitatea este liniară ODN. Deci am zis. ODN are complexitatea acest for, pentru că este constant, e fix. Dar o singură parcurgere, dar contează până unde parcurge, zona asta e important. Ideea e că e parcurgerea asta de la citire, care este O de N, unde N este numărul de elemente. Deci așa justificăm eficiența. Nu e O de 1, chiar dacă e număr finit și unii zic că citirea nu se pune la complexitate, dar eu știu că se pune la complexitate. Ideea e că nu zic că nu se pune la complexitate, că de obicei ce faci între citire și afișare e mai mare decât citirea și nu aduni complexitățile între ele, ci le mulțești. Adun complexitatea numai la interclasare, unde tot și acolo ai un while, un loop. Nu e separat. Nu lucrezi separat, lucrezi tot într-un loop. Aici ai separat, ai citire, calculare, deci asta e citire, aici e calcularea la ce vrem noi. Și, na. Deci este ODN complexitatea acestui algoritm. Deci algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere al timpului, deoarece utilizăm o... Trebuie să mă gândesc. Deoarece complexitatea acestuia este liniară ODN, unde N este numărul de elemente din fișier. Dar să mă gândesc dacă... Mai trebuie să zic ceva aici, deoarece utilizăm o structură repetitivă care citește numerele, nu? Da, ba, da, ar fi... Deci, deoarece utilizăm două structuri repetitive. Prima structură citește pe rând elementele din fișier și construiește vectorul referință, că el e deja construit, și modifică valoarea vectorului de frecvență, tabloului de frecvență, vectorului de frecvență, iar cea având
având complexitatea liniară, deci aici pot zic de complexitate, având complexitatea liniară O de N, cea de a doua structură face, parcurge un număr finit de pași. De ce finit? Că eu, dacă citesc un element, tot 1000 de pași îmi face al doilea for. Deci e un număr finit, constant. Constant, să zic, constant de pași. Complexitatea acestuia este O de 1. Constant. Număr constant de pași. Pentru a ra pozițiile cu valori. Ok. Algoritmul utilizat este eficient din punct de vedere, deoarece utilizăm prima structură citește și modifică. Ok. Deci asta ar fi tot. Important să înțelegeți cum să răspundeți la acest tip de subiect, la acest tip de exerciții. Chiar dacă la punctul A e să descrii algoritmul, nu o să te-a pus să descrii algoritmul înainte să-l ai în minte, înainte să-l ai scris pe foaie. Măcar în pseudocoda, poate nu vrei în C++, măcar în pseudocoda, în ceva să l-ai scris ca să știi ce să spui la A. Că o să te trezești la A că zici ceva, la B că zici total, că implementezi total altceva și foarte greșit. Salut, Max! E foarte bine să știți schema asta. Cum facem prima dată B-ul pe ciornă? Poate nu vrei în C++, am zis, îmi pseudoc, dar l-ai pe ciornă, notat. Apoi revenim la A. Cum o să răspundem la întrebări? O să avem trei întrebări. Ce face? Ce face algoritmul? Chestia asta se ia din enunț. Algoritmul proiectat afișează pe ecran mesajul da, dacă numerele etc. etc. până la punct. Deci asta se poate lua din enunț, nu e nicio problemă. Cum face? Cum face algoritmul nostru ceea ce am răspuns doi la subpunctul 1? Păi, utilizăm o structură care citește, parcurgem spectrul de frecvență, creștem o valoare, apoi afișăm nu dacă ceva, altfel afișăm da. Aici pur și simplu îți explici tu algoritmul în cuvintele tale. E bine să folosești tablou unidimensional, să fii cât mai calculat cumva în cuvinte, să fie formal, să nu fie un limbaj în ăsta că explici colegului tău ce îți face algoritmul. Nu, explici unui profesor. Gândește-te, profesorul ăla își face o opinie asupra ce ai scris tu. Tu ești la bacalaureatul la informatică, nu o să ai nimic de scris în cuvinte până la subiectul ăsta. Profesorul nu... Na, ai scris niște cod până acolo, pur și simplu ceva răspuns la niște întrebări, nu ceva gândit de tine și să zic că niște propoziții pe care a trebuit să le legi. Pur și simplu o variantă pe care ai ales-o, niște cod pe care l-ai scris, dar n-ai scris nicăieri propoziții întregi ca la română. Deci e foarte important să ai grijă în limbajul tău să fii cât mai formal și asta e strict, asta nu e strict pentru BAC, e strict și pentru admitere, pentru eventualele examene pe care o să le ai la facultate sau undeva. Și na, trebuie să fii foarte atent în limbajul tău, așa își dă seama profesorul, își face o opinie despre tine. Na, numele nu se vede, nu te cunoaște. Doar după exercițiul ăsta aș dă seama ce fel de persoană ești, dacă chiar ai fost interesat să lucrezi subiectul cât mai corect sau doar ai încercat să-l termin cât mai repede și scrii tu acolo, na, nici n-ai habar neapărat cum să faci treiul eficient, ai încercat să improvizezi, să-l păcălești. Nu-l păcălești pe profesor, că e de atâția ani în învățământ. Nu, chiar dacă nu toți profii de info să zic că străluciți, dar aia cel puțin care corectează la BAC, în principiu sunt ok, că dacă faci contestație și îți face o diferență foarte mare de notă, proful ăla nu mai are voie să predea un timp. Să predea, doamne, să corecteze lucrările de BAC. Deci trebuie să fii atent în cum îți formulezi propozițiile. Zic că la 1 ai copiat, la prima întrebare ce faci, ai copiat din enunț. Dar la 2 trebuie tu să crezi cu mintea ta. O să mai repet ultimele fraze cu viitoarele examene. Păi trebuie să fii atent în cum îți formulezi răspunsurile, că e un profesor, nu-i un coleg. Hai zic. Super. Deci am răspuns la prima întrebare, la a doua întrebare, la a treia întrebare. De ce este eficient?
De ce este eficient algoritmul? Aici depinde dacă îți cere, e bine să faci automat două propuneri separate, una pentru eficiență de timp și una pentru eficiență de spațiu. Nu întotdeauna îți cere eficiență de spațiu, îți cere numai eficiență de timp. Nu cred că am văzut vreun subiect să-ți ceară numai eficiență de spațiu, nu-ți ceară de timp, că nu prea ai cum să faci să nu fii eficient din punct de vedere al timpului, al spațiului, dar să nu fii eficient din punct de vedere al timpului. Deci, timp, spațiu, nu. Timp fără spațiu există, ca eficiență, nu filozofic. Timp fără spațiu există, dar spațiu fără timp nu. Deci, de ce eficient din punct de vedere al timpului? Îi dai complexitatea dacă o știi. Dacă nu știi complexitatea exact, nu o da. Îi spui ce faci algoritmul și de ce eficient, că nu folosești, să zic, două foruri unul în altul. Sau folosești un, o parcurgere finită sau ai complexitate lineară. E destul de ușor oricum, nu prea ai cum să nu știi complexitatea. E liniar în majoritatea cazurilor, algoritmul tău este liniar. Deci O de N. Linie, merge așa. O de N. Dacă crește N-ul, crește și timpul. Păi de aia am dat disclaimer, Robert. Și constant înseamnă că ăla nu se modifică. Orice valori dai, el e numai într-un punct. Așa merge complexitatea constantă. Orice valori dai, merge așa. Liniară e că dacă crește valoarea, crește și complexitatea. Mă rog, timpul de execuție. Și eficient din punct de vedere al timpului, al spațiului, că nu folosești tablouri. Dar am văzut în cazul de față că am putut folosi tablouri pentru că nu ne-a zis eficiența din punct de vedere al spațiului. Super, atunci, mersi mult că a stat pe partea asta de live, sper că v-a fost utilă, sper să vă ajute, o să fie oricum pe YouTube.